măgăruși. Într-o bună zi, doi măgăruși se pomeniră legați de gât cu o sfoară, siliți astfel să stea unul lângă altul. Cum stătea unul cu spatele la celălalt, unul se uita la răsărit, în timp ce celălalt se uita la apus. La o oarecare distanță de ei, în cele două părți opuse se aflau două grămăjoare frumoase de fân. Mirosul fânului, gâdilându-le nările, din ce în ce mai îmbietor, ei începură să tragă pe rând, unul într-o parte și celălalt în partea opusă, fiecare vrând să ajungă la fân. Dar cum amândoi erau la fel de potrivnici și sfoara scurtă, nici unul din cei doi măgăruși nu izputi să ajungă la fân. Pe măsură ce timpul trecea, creștea și foamea lor. Cât pe aici să moară sugrumați mai înainte de a muri de foame, când unul din măgăruși încercă să-i spună cu sfială celuilalt: crezi că ar fi o idee bună să mergem așa unul lângă celălalt și să ne apropiem de prima grămăjoară de fân, apoi să facem la fel și cu a doua? Bună idee! Dacă nu vrem să murim sugrumați, cred că numai așa putem face. Hai să încercăm, se învoi măgărușul. Și ca doi frați buni de suferință, se așezară cu încredere unul lângă altul și isprăviră cât ai clipi prima grămăjoară de fân. Și tot alături, unul de altul, se apropiară de cealaltă grămăjoară. După ce se ospătară bine, primul întrebă: iar acum, dacă am pornit-o tot așa unul lângă altul, mergem spre râu să ne potolim setea? Mergem! Și într-adevăr, măgărușii au pornit-o spre râu, s-au răcorit și s-au plimbat pe marginea apei, fericiți că își uniseră puterile, în loc să tragă unul într-o parte și altul într-alta.